Salut și bine v-am găsit la un alt episod din My Summer Car, mult așteptatul episod. Deci problema a fost următoarea. Am făcut o grămadă de accidente. Prin o grămadă de accidente mă refer că odată m-am răsturnat, altă dată mi-am uitat. Mi-a rămas dubița cu mâncarea, după cum bine știți, în pădure. Am tractat-o răsturnată. După toate chestiile astea, m-am hotărât să iau jocul de la zero. L-am luat de la zero, pentru că am reușit să aduc dubița, nu mai aveam mâncare, am fost peste lac cu barca să-mi iau de mâncare și a fost teribil, pentru că între locul unde slash barca, între docuri și magazin, sunt cam 100 de metri. 100 de metri de mers pe jos în jocul ăsta înseamnă o distanță enormă. Și nu puteam să car decât o singură chestie în mână, astfel încât nu puteam să iau mâncare prea multă. Și bineînțeles, când am ajuns să iau eu mâncare, magazinul era închis. Așa că ne vom duce azi, avem timp, e abia ora 1 în joc, magazinul e deschis până la 8 și vom merge să luăm mâncare și toate cele necesare. Mai am nevoie de o curea care va prinde pompa de apă, de arborele cotit și de alternator. Cureaua aia nu avem în garaj, trebuie să mergem să o cumpărăm. Și chestia nasoală e că un drum extrem de lung, extrem de aiurea, aș putea să spun, pentru că nu prea ai cum să-l faci, adică n-ai cum să-l faci. Eu pe drumul ăla am murit de o grămadă de ori, ba că m-am răsturnat, ba că una alta, și până la urmă am zis o fie. Am zis ok, o să facem altceva, o să luăm jocul de la început. Am luat jocul de la început pentru că nu puteam să pun planetarele și nu știu ce. Ca să pun planetarele în jocul ăsta, trebuie întâi să pun discuță frumă. Ceea ce nu prea are logică. Adică are și nu are logică. Oricum, are strategie și trebuie să pun planetarele. Am căutat o soluție și am văzut că ar trebui să plătești șurubul pe la discul de frână și cu cât planetar. Am pus discul de frână și se apuși planetar. Am reconstruit motorul, l-am urcat pe suportul acela albastru, nu știu cum se numește. L-am urcat pe suportul ăla și am plecat cu cutița. Am salvat jocul după ce am terminat cu mașina și am plecat cu dificulta. Bineînțeles, am urât pe cum, a trebuit să refac motorul de iar, l-am refăcut și apoi, e bine, aici sunt. O să merg la magazin să cumpăr după ce am nevoie. Cureaua aia, mâncare, o să cumpăr și combustibil, o să fac plinul la dificulta asta. Sunt de greu de controlat pentru că nu are aderență, nu se deloc bine cu șoseaua asta. De fapt, asta nu e șoseaua asta, nu se deloc bine de el și dacă spănezi, nu poți să virezi. Nu mai am combustibil și dacă se termină combustibilul în episodul ăsta, cred că o să ne plinesc. Mergem cu curații cât mai mici ca să nu consume. Pentru că v-am spus, dacă eu rămân fără combustibil în episodul ăsta, pur și simplu ne opresc. Am făcut, jocul începe cu dubita cu rezervorul la jumătate și am făcut de două ori drumul, cred. Deci teoretic ar trebui să ne trebuie acolo.
nu mai cer să ne și întoarc, pentru că de întors o să aibă de zăpăr cu mine dacă ajunge până acolo. Și da, am observat un aspect în joc când făceam cutița, trasul cu vitanja. E bine, vitanja scoate un anumit volum de fum negru pe tubă, pentru că e diesel. Atunci când am tractat-o, adică când am pus sarcină pe motor, a scos mult mai mult fum negru și asta e un detaliu destul de interesant pe care nu mă așteptam să-l aibă, dar aparentul are și un detaliu care îți face ziua mai bună. Direcția nu stă foarte bine mașina asta, adică eu apăs extrem de puțin și foarte repede ca să gătesc, pentru că dacă apăs, să zic, o secundă, cred, sau jumătate de secundă, volanul se întoarce de tot. Trebuie doar să apiși și să iei degetul imediat. Eu cred că ajunge la benzinărie între trei mașini, pentru că dacă n-ajungem o să trebuiască să iau salvarea din nou și să mă duc cu vitanja și asta ar fi destul de enervant, pentru că vitanja nu pot să tar prea mult chestii, adică asta dupița are pena asta în spate în care cuie chestii, vitanja n-are așa ceva, are aici un loc de pornit și doar fi. Dar nu e ce trebuie, nu e destul loc, astfel încât aș putea să iau doar canistrele cu mine și niște mâncare, aș putea să iau mai mult. Mai avem de pus în mașină frâna de mână, cablu de la breiaj, cablu de la frână și anumite chestii. Rezervorul nu e pus, rezervorul de la fluid de frână. Și da, am ajuns la stradă. De la stradă nu mai e foarte mult de mers. Sunt de puțin de mers până în oraș. Eu, unul, drumul ăsta mi se pare extrem de lung și extrem de, nu știu, degeaba, pot să spun asta, pentru că pierzi foarte mult timp din joc. Bine că drumul ăsta prelungește jocul cu el, dar totuși nu e ok să faci un pic mai drumă ca să ajungi din o parte în alta. Și mașina asta de la 110 km încolo începe să tremure parcă ar fi o motocicletă scăpată de sub control. Exact așa. Să încetinez pentru că nu-i poliță, e ok. Deci, mașină, nu știți. Aici de obicei stă poliția. Și poliția, dacă te vine că mergi cu viteză, te aleargă și îți dă amendă. Și amenda aia nu e atât de ieșit să ne permite. Pentru că oricum mai avem bani în 2019. Și încă un aspect, chestia, mașina asta, după 100 de km la oră, nu prea mai virează cu loc. Că virează foarte rău. Și vede și voi când frânezi cât de tare se balansează. Pentru că nu nimic asta cu el. Ok. Așa e, asta mi s-a fărat la distrus, adică și aia pe care o facem e am distrus zi, pentru că nu are... toate piesele sunt ruginite. Să te las aici. Așa,
Stai aici, tragem frâna de mână și luăm canistrele și le umplem. Da, poate vin și ele, așa? Punem una jos și o punem așa, așa. E destul de aiurea, pentru că nu trebuie să... Acum am luat mână de pe nostru. Dacă ai mișcat puțin asta, nu mai alimentează. Ok. Așa, și o să le pun în spate de data asta. Aici. Așa, perfect. Și asta de motorină vine și acum. Asta mai avea ceva în ea. Deci nu eram distrus dacă se termina motorina din mașină. Am lăsat acasă sau una pornită ca să facem, să ne spălăm, că cum vedeți suntem pe roșu cu tăria și sper doar să nu poți muri de jegoștiești, pentru că ar fi destul de nașpa să morim și din cauza asta, adică nu știu, cred că aș termina seria asta, că e destul de nervant. Haide, așa, perfect. Și facem plină și la asta. Și ăsta e un aspect interesant, au făcut și stație de benzină și stație de motorină și nu toate vehiculele din joc merg pe benzină, ceea ce e un detaliu drăguț. Musca aia e destul de enervant, da, o să scăpăm de ea. Sau, nu, ăsta e țânțar. Asta e țânțarul. O să scăpăm de ei, whatever. Așa. Tu închide-te. Am închis bine, da, ok. Tu închide-te. Asta, acum s-a închis. Și asta s-a închis, perfect. Mergem la magazin și o să facem niște pare. Nu mai trebuie pe laiteta. Salut, salut. Ne trebuie asta, așa. Și o să luăm... Astea nu știu câte ne trebuie, o să luăm așa, motor oil. O să luăm 4 litri, cred că luăm. Voi, voi, tos mai nopeillaan tuo maijat kuoppii. Ei nää kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa. Ah, luas niin jouna, nyt se jouna, mä sanoin, mä pillatu kaikki nää muut tuotteet, kun ei niille kelepo oikein mikään muu. Kun ei edes maito ei oo kukkaan nykyään. Pelkkää kaljaa. De astea nu putem să luăm. De astea, da. Juice concentrate. Asta trebuie făcut cu apă, cred. Nu știu, sper doar să nu mor dacă beau de ăla. Sau e concentrat de ceva. Sugar. O să iau și zahăr, chiar dacă nu știu ce fac cu el. N-am nicio idee. Trebuie să luăm toate astea. Sper să-mi ajungă banii, pentru că dacă nu-mi ajung, e destul de nasol. O să mai iau asta și asta. Și hai să vedem. 2960. La fix am ajuns cu banii. Mai avem 6 mărci. Asta ce fac? Kiitoksia ja tervetuloa uudelle. N-ai pentru ce, crede, mă, n-ai pentru ce. I-am făcut banul ăsta pe toată. Nu. Așa. Stai cu minte. No. Pe bune, frate. Dacă jocul ăsta e serios.
Punga asta cumva poți să o spargi ca să iei alimentele din ea și nu vreau să aflu cum. Data trecută mi s-a spart în spate și nu vreau să știu cum, pentru că dacă o sparg iar o să mi se... o să sară toate alimentele din ea. Deci luăm... o să trag mașina aici, că e mult mai simplu. Da, o să trag mașina aici. Neapărat. Închidem asta și ne urcăm la volan. Și o să fac eu astea off-camera. Noi ne revedem în episodul viitor în care mergem acasă și ne ocupăm de mașină. Pa, pa!